Free, free Palestine! Palestina liberă! Palestina liberă! Palestina liberă! Palestina liberă! Încă un protest la București pentru Palestina. Am protestat foarte mulți ani, de peste 12 ani protestez pentru cauze române. Și am fost de foarte multe ori întristat, dezgustat de România. După fiecare rundă de alegeri sunt dezgustat de România, dar parcă acum mai mult decât oricând sunt dezgustat de liderii noștri, care aleg să fie complici și părtași la acest genocid. Cred că mulți dintre voi știu că Elbit, unul dintre fabricanții de armament ai ocupantului, au o fabrică, cel puțin parțial, în România și fac aici echipament care apoi ucide palestinieni. Am fost însă odată în ultimii ani și mândru de România în momentul în care am văzut că oamenii, evident nu guvernul, oamenii se unesc în jurul unor oameni năpăstuiți și îi ajută, îi primesc în casele lor. Vorbesc desigur de momentul în care Rusia a invadat Ucraina, a ocupat o bucată mare din sud-estul Ucrainei și românii au înțeles că trebuie ajutați oamenii aia. Românii au înțeles imediat cine este ocupantul și ce se întâmplă acolo și că e normal să-i ajutăm și au ajutat cu mâncare, cu casele lor, cu informații, s-au făcut site-uri pentru ei, s-a făcut tot ce trebuie. Am fost în zilele acelea la Gara de Nord și am văzut oameni care veniseră din America, spre exemplu, aterizaseră în România americani doar ca să poată cumva să-i ajute pe ucrainieni. În momentul în care oamenii înțeleg povestea, înțeleg cine este cel rău și înțeleg cine este cel bun, oamenii fac ceea ce trebuie, dar în momentul ăsta mass media nu îi ajută pe români și din păcate nici pe occidentali în general să înțeleagă cine este ocupantul în această poveste și cine este cel ocupat. Este rolul nostru să ne asigurăm că ușor, ușor vor înțelege cine este ocupantul și cine este cel ocupat. Deci este obligația noastră să spunem, să scriem pe toate gardurile, pe toate zidurile că ocupantul face ceea ce face azi de 75 de ani. Că nu este un conflict care a început pe 7 octombrie, că deja ocupantul asasinase sute de palestinieni anul trecut până pe 7 octombrie. Nu a fost un ciclu al violenței care a început brusc pe 7 octombrie. Este violent să ții niște oameni în spatele unor ziduri, să nu aibă libertate de mișcare, să nu aibă libertate economică, să nu aibă acces la servicii medicale de calitate, să nu aibă posibilitatea de a avea educația pe care o vor. Toate lucrurile acestea sunt inerent violente și mass media noastră, în general cea occidentală și în particular cea românească, este 100% pusă să obscureze aceste fapte. Deci vă rog, faceți tot ce puteți voi și amintiți oamenilor că ocupantul din Ucraina nu este absolut deloc diferit de ocupantul din Palestina. Folosește exact aceleași minciuni, pretinde că poporul pe care îl ocupă e o ficțiune a secolului trecut. Pretinde că terenul pe care îl ocupă, pământul acela, îi aparținea dintr-o vreme anterioară. Pretinde că Dumnezeu îi dă dreptul să cucerească acel teren. Pretinde că, de fapt, doar își apără grupul lui etnic amărât, care este ucis, deși are bombe nucleare, deși are mult mai multe tancuri, deși are avioane, deși are submarine, deși are marină, deși are muniție cu nemiluita. Ocupantul pretinde că el este cel
vai de el, și că ceilalți sunt răi și îi fac rău. Țineți minte toate lucrurile astea și explicați mai departe celor care nu înțeleg, celor care au doar acces la Digi și la alte jeguri de site-uri și de televiziuni care obscurizează și care ascund aceste informații. Faceți tot ce puteți să dați mai departe mesajul și vă mulțumesc că sunteți aici. Acum vom împărți niște flyere cu scandările ca să poată toată lumea să scandeze. Nu știu unde să mergem marș, dar mie mi-a fost destul. Azi e ziua comemorării victimilor Holocaustului și banalizarea Holocaustului, ridiculizarea lui e inadmisibilă pentru mine. Relativizarea Holocaustului la fel de gravă.